Și chiar dacă titlul videoclipului pare asemănător, vă spun de pe acum că nu este așa. Pentru că astăzi avem ceva special la review, iar asta observăm încă din momentul în care ne uităm la cutie. Pentru că, pentru prima oară la review, avem o cască pentru copii. De ce cască pentru copii? De ce trebuie să existe așa ceva și nu pot fi folosite căști normale? Vom discuta în videoclipul de astăzi, în timp ce povestim și despre specificațiile acestei căști. O să dau cutia la o parte și o să observăm ceva asemănător. Pentru că am mai văzut asta într-un review anterior, este vorba despre un sac întors cu sut invers, tocmai pentru a nu se bloca aceste cusături în accesoriile căștii și în ventilații, iar în momentul în care scoatem casca, din săculeț observăm o cască pe care am avut-o la review însă în dimensiunile sale normale doar că aici avem ceva special pentru copii așa cum am precizat este o cască ceva mai mică cu o carcasă mai mică tot din carbon și la fel, carbonul este folosit pentru a ajuta la absorpția impactului și pentru a o face cât mai ușoară, în mod special la copii este important asta pentru că mușchii gâtului nu sunt atât de dezvoltați, coloana la fel nu este atât de dezvoltată și contează foarte mult cât de multă presiune punem pe aceasta. Așa că pentru cineva care vrea să aibă grijă de copilul său și vrea să-i ofere cel mai bun echipament, clar trebuie să urmărească astfel de echipamente pentru că în mod normal dacă este să luăm o cască normală se observă foarte ușor diferența de hai că n-am scăpat-o diferența de a, dimensiuni aceasta este o cască normală aceasta este una pentru copii este ceva mai micuță iar asta tocmai pentru că și mărimile sunt diferite o să pun pe asta deoparte încerc să nu o scap o să pun și pe asta în spate. voiam doar să vă arăt cât de mare este diferența. Este destul de semnificativă și deși este mai mică, greutatea rămâne aceeași. Avem două carcase diferite, una pentru XS, S și M și încă o carcasă pentru L, XL și XXL. Iar cea pe care o avem noi aici este un M care are de fapt 51-52 de centimetri și are aproximativ 1250 de grame plus minus 50 de grame pentru fiecare model așa cum am precizat și la modelul anterior carbon unul dintre cele mai eficiente materiale din care poate fi construită o cască mai nou toate modelele de top folosesc acest material iar asta tocmai pentru că este eficient trecând la casca pe care o avem în față observăm viziera viziera care se deschide cu ajutorul unui buton la fel ca și la casca normală aceasta se deschide în momentul în care apăsăm pe acest buton, iar în momentul în care apăsăm mai tare pe vizieră, aceasta se închide. De deci ce este necesar un sistem de genul? Păi, în primul rând, în momentul în care există puțină presiune pe vizieră și automat pe chedere, aceasta este mult mai izolată, nu permite vântului să treagă pe lângă vizieră, iar asta înseamnă că plimbarea este mai silențioasă și mult mai confortabilă. Tocmai pentru că avem o vizieră destul de eficientă care se schimbă foarte ușor cu sistemul quick release. Sistem pe care dacă îl tragem cu o mână ar trebui să permită eliberarea vizierei și înlocuirea cu alta și în momentul în care punem toate aceste piciorușe la loc și apăsăm aceasta este gata de folosință. Avem și cureaua despre care să o vorbim imediat dar dacă tot vorbim de vizieră, aici avem o vizieră tratată anti zgâriere, care nu se zgârie și care este gata pentru pinlock. Pinlock care din punctul meu de vedere este mai mult decât necesar pentru a preveni aburirea acesteia și pentru a permite o plimbare cât mai comodă. Este destul de dificil, mai ales pentru cineva care nu este atât de experimentat precum un copil, iar asta îl poate scăpa de foarte multe belele în care poate ajunge. Lucru ajutat de acest nou zgoard care permite deflectarea respirației în jos, nu spre vizieră și care ajută și la o ventilație mai optimă, iar în partea de jos găsim și un guard care la fel ajută la o izolare mai bună și nu permite aerului și zgomotului să ajungă prin zona bărbiei. O să o lăsăm jos și o să trecem la ceea ce înseamnă ventilații. Pentru că aici avem două ventilații în partea frontală, una sus, care poate fi reglată pe două poziții, închis și deschis iar una în zona bărbiei, la fel închis și deschis. Și de două extractoare în partea din spate, care nu pot fi reglate, care sunt tot timpul deschise, iar spre deosebire de modelul mare, pentru adulți, aici nu avem un deflector. Dacă ne uităm în partea inferioară, observăm și cel mai sigur sistem de închidere, adică Double D, sistem prin care această chingă se trage prin cele două inele metalice, iar apoi se capsează aici la sfârșit. Niciodată nu faceți greșeala de a închide doar capsa pentru că la un impact mai mare s-ar putea ca aceasta să cadă. Uite, aici nu prea este cazul, dar nu este bine să ne forțăm norocul, iar acest sistem trebuie folosit corespunzător. Iar mai departe observăm un interior detașabil, complet detașabil chiar, tratat antibacterian, care este moale confortabil și ajută la o plimbare cât mai plăcută. Iar ultimul lucru în ceea ce privește interiorul sunt cele două zone reflectorizante din partea inferioară. Aici dacă vrei să ai un copil pasager, atenție foarte mare, este legal doar de la 14 ani în sus, dar la 14 ani s-ar putea să aibă nevoie de o cască de genul, nu de o cască normală. Iar acest lucru este foarte bine de știut pentru că în momentul în care e pasager, aceste zone sunt reflectorizante, iar în momentul în care el stă normal pe motocicletă, acestea se văd mult mai ușor din spate. Și fără să o lungim prea mult, trecem direct la note. Iar primul capitol la care ajunge este protecții. Capitol la care va primi nota 8. Este o cască omologată DOT și ECE cu sisteme eficiente de siguranță, însă nu primește nota 10 pentru că nu are cele mai importante omologări. Omologări FAM sunt printre cele mai dure teste, dar este foarte bine de menționat faptul că doar câteva modele în lumea asta au această omologare. Un lucru care mie mi-ar fi plăcut să fie prezent pe o cască pentru copii este de fapt sistemul de quick release, sistemul care ar permite bureților să fie extrași în momentul unei căzături. La un adult îl mai liniștești cum îl mai liniștești și îl mai ții cum îl mai ții. Dar un copil s-ar putea să fie speriat, iar în cazul unui accident nimeni nu vrea să se întâmple asta, dar totuși de asta ne protejăm, tocmai pentru a ne pregăti pentru cele mai groaznice scenarii. Mi-ar fi plăcut să știu că această cască poate fi extrasă de pe capul unui copil. Foarte ușor și foarte simplu. Este un feature pe care l-am văzut pe alte căști, nu pe toate, din punctul meu de vedere, este ceva destul de bun și care s-ar putea să-și facă treaba în cazul unui accident, dar până la urmă nu este un capăt de lume. În ceea ce privește siguranța pe care o oferă în cazul unui impact, este un model bun și mai ales de faptul că este găsit pe mărimile necesare unor copii. Dacă vrei să iei un copil de 5-6 ani și să-l urci pe o motocicletă de stradă sau de circuit, este foarte greu să găsești o casă care să îl protejeze. Căști de motocross și de enduro mai găsești, dar acelea nu-și fac deloc treaba în contactul cu asfaltul. Așa, aici e foarte bine de știut că avem căști disponibile pentru diverse mărimi, mărimi mult mai mici decât cele normale pentru adulți, și care în momentul în care sunt fixe pe cap protejează cât mai eficient. La capitolul features va primi nota 7. Avem aerisiri bune, aerisire eficientă, vizieră tratată anti zgrieturi, un quick release, nose guard, chin guard. Însă nu mai avem acel spoiler din partea din spate. Este un mic minus față de modelul pentru adulți, dar din nou, cum am mai spus, nu este un capăt de lume și nu trebuie să ne oprim la așa ceva. Formele căștii sunt foarte agresive, formele aerodinamice și sistemele găsite aici sunt printre cele mai bune. Motiv pentru care și la capitolul aspect va primi tot nota 7. Trebuie să recunoaștem acest roșu cu acest carbon și formele pe care le are atrag priviri și este într-adevăr o cască frumoasă, o cască arătoasă care mie personal îmi place și care sunt sigur că poate fi accesorizată cam la orice echipament pe care îl are juniorul. La capitolul oraș sau daily usage, deși s-ar putea să nu fie cazul, pentru el va primi tot nota 7. Dacă vrei să iei pe cineva în spate, să-l plimbi prin oraș sau poți să-l plimbi și zilnic, este o cască pe care poți să o iei cu siguranță în considerare pentru că oferă protecția necesară pentru care și câteva feature-uri interesante are și aerisiri bune și cel mai important este ușoară și nu obosește gâtul și coloana. Însă schimbăm puțin foaia și ajungem la capitolul sport unde va primi nota 10, da, este o cască pentru mersul sportiv sau pentru mersul pe stradă chiar și pentru cei mai mici dintre noi. Pentru că în momentul în care vrei să înveți pe cineva să meargă pe circuit și ci vrei să faci asta de la vârste cât mai fragile, clar este nevoie de cel mai bun echipament. În schimb, dacă vrei să ieși cu el la touring sau la drum lung, s-ar putea să nu fie atât de eficient. Iar la acest capitol va primi nota 6. Un lucru pe care mi l-aș fi dorit eu să-l văd aici ar fi fost posibilitatea de a pune un intercom pentru că în momentul în care mergi la drum lung, mai multe sute de kilometri sau poate stai ore în șir pe motocicletă, poate ar fi drăguț și recomandat să verifici din când în când ce face și pasagerul. Lucru pe care nu știu dacă îl poți face foarte eficient pe acest model, ținând cont de faptul că este o cască sport. Iar de aici scădem și mai mult pentru capitolul off-road, unde va primi nota 2 clar nu este gândită pentru off-road și nu ai ce căuta cu ea pe teren accidentat. În schimb, crește nota pentru următorul capitol, iar cu un preț de aproximativ 1449 de lei în momentul filmării acestui videoclip, va primi nota 6. Este o cască ieftină din punctul meu de vedere, mai ales în momentul în care ții la sănătatea juniorului și în momentul în care vrei să te asiguri că el poate să facă performanță sau poate chiar doar să se distreze și să se afle în cele mai safe condiții. Nota personală este 8 și așa cum am precizat este o cască completă, o cască gândită mai mult pentru sport, clar pentru ceea ce înseamnă trek de iuri sau antrenamente, dar care poate fi purtată fără nicio problemă și pe stradă și poate chiar și la touring. Și cu un total de 68 de puncte, MT Revenge Pro Carbon Kids ajunge pe locul 7 în clasamentul nostru. Da, așa cum am precizat, este un model gândit pentru ceva specific, pentru un public țintă. Însă, pentru mai multe specificații și mai multe review-uri ale clienților, puteți accesa linkul din descriere către site-ul băieților de la Bikermac, cărora le și mulțumim prin această ocazie pentru ceea ce am avut aici, iar pentru mai multe poze și videoclipuri vă invit să accesați paginile de Facebook și de Instagram Motorbike Reviews.